Dar vreau să începem cu asta. Vreau să începem cu chestia asta. Asta este o chestie. O doamnă spune că a comandat o pompă și că pompa nu i-a venit nici acum în ianuarie, deși trebuia să vină noiembrie, și că e însărcinată și că ce poate face. Și chestia asta este extrem de neplăcută. Dar vreau să folosesc exemplul doamnei ăstea pentru a ilustra că oamenii sunt complet defazați. Și adică auzi de criza microcipurilor, dar pe tine nu te interesează. Sau nu faci legătura că nu mai găsești X la magazin. Nu mai faci legătura. Știi? Auzi că e o problemă în nu știu ce domeniu, tata. Nu știi. Eu nu știu. Eu nu. Adică, știi, adică, odată auzi că e criza microcipurilor în auto și pe care, domnule, ce durează să-mi vină mașina 9 luni de zile? Și mai nu fac legătura. La fel cum nu fac legătura, nu știu, dacă, nu știu cum este la voi în zonă. La noi, în Brașov, nu se găsesc coaste mereu, deci coaste de cumpărat, de pus pe grătar. A fost câteva zile în care nu se găseau ouă la toate supermarketurile. Sunt diverse produse care dispar așa o zi, două, adică pur și simplu e lanțul de aprovizionare este întrerupt. Adică nu e o chestie la modul produsul ăsta a dispărut, nu se mai găsește niciodată. Nu, e pur și simplu o chestie la modul câteva zile nu se va mai găsi produsul ăla. Chestia asta este o chestie cu care trebuie să ne obișnuim. Trebuie să ne obișnuim. Ne era prea bine și trebuie să ne obișnuim și trebuie să, o dată să ne obișnim cu asta și doi, mai ales în cazul mâncării, trebuie să începem să o producem cât mai mult local. Adică maxim, maxim țara de lângă. Nu 7 țări mai la stânga. Nu. O altă chestie. S-a răsturnat acum un cargo container din ăsta cu nu știu ce mare, a avut o problemă, bam. 10, vă dați seama, deci un container de la care cară 30 de, un port container de la care cară, nu știu, 30, 100 de containere, deci 100 de containere, 100, vă dați seama, 100 de containere, 10 de mii de comenzi, care nu au mai ajuns la timp, nu mai ajung la timp. Oamenii, eu n-am nicio treabă, eu nu știu. Deci a fost, am mai povestit asta. A fost la un moment dat al șaselea mare transportator de cargo de container din astea, știți că e Maersk și după care sunt alții. Așa, dar deci sunt eu una din marile, așa, a șasea companie dăduse faliment. Dăduse faliment, vasele rămăseseră în, adică pur și simplu unele au rămas în port, alea au rămas în ocean pentru că nu știau cui aparțin, sub ce pavilion rulează și așa mai departe. Erau problemă de asta. Deci încercam să le explic asta unor oameni de pe Softpedia și ăștia pe ce mă interesează pe mine? Adică ce treabă are asta cu e-commerce-ul? Tu înțelegi că pe vasele astea, pe 100 de vase, sunt 10 de mii de containere cu comenzile tale? Orice, cu orice? Apoi nu, eu nu înțeleg de ce s-a scumpit hardul de azi pe mâine. Păi de asta, de asta, fix de asta. A, eu nu cred de asta. Dar te uiți capul să gândești? Nu. Nu. Și de asta, trebuie să ne obișnim cu lipsuri. Trebuie să ne obișnim cu lipsuri. Și vreau să mai atac un subiect. Unde este? Asta. Un articol din ZF. Un producător de mere spune ceea ce știm cu toții. Avem nevoie de depozite de fructe și legume. Pentru că avem un singur sezon de coacere, avem pământ bogat, folosim nu foarte multe chimicale, dar produsele astea trebuie luate, puse în depozit la rece și vândute pe parcursul anului. Să nu se mai strice pe câmp. Asta trebuie să se întâmple. Și trebuie cineva să facă această investiție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de pildă, pepenele care este 0, sau 1 leu kilogramul, trebuie cumpărat la 1 leu kilogramul și în extra sezon să-l mănânci la 2 leu kilogramul pentru că costă stocarea lui X, nu știu ce. Da, Cristi Marin, am văzut asta cu prețurile containerelor, ba crescuseră, ba se dublaseră, ba se mișcă, da, este un cost pe care noi, publicul normal, nu-l înțelegem. Din nou, dacă ești cât de cât pasionat de e-commerce ca mine, înțelegi că e-commerce-ul nu înseamnă produsul în depozit, produsul duce la curier, curierul ți-a ce ți-a acasă. Nu, până ajunge în depozit sunt 70 de, depinde 70 de factori. Dar oamenii fie nu înțeleg, fie nu vor să înțeleagă asta. Da, mai că, da, nu neapărat să mănânc pretenții mai mici. Odată, cred că, de pildă, nu știu, noi aveam aici în Brașov Prodlacta. Dar Prodlacta nu face toate produsele lor în fabrica asta. Aici e fabrică de lapte, în partea alta e fabrică de iaurt, în partea alta e fabrică de mezeluri. De lacul la fel. Știi? Sunt 7 fabrici care fiecare fabrică face ceva diferit în 7 țări. De asta se întâmplă probleme pe lanțul de aprovizionare. Și cumva, cum am zis, deci trebuie, bine, asta trebuie să și avem autostrăzi și trebuie să ne învățăm să avem, nici nu știu, să avem cât mai multe chestii locale, cât mai multe, nu zic să avem totul local, că nu putem noi să facem și textile și așa, dar cel puțin pe mâncare ar trebui cât de cât să fim mai atenți. Că e vorba de securitatea națională. Vorba de securitatea națională, adică asta trebuie să fie o prioritate, nu alte prostii, părerea mea. Între un producător de mere care nu vrea să dea mere la depozit și unul care le dă, cine o să reușească să țină business-ul în picioare mai mulți ani? Ăla care le dă. Și cu timpul ăla care le dă, o să ajungă să-l cumpere pe ăla care nu le dă.
uită-te în poveste, sunt rare, pentru că ăștia nu vor să vorbească, pentru că sunt străini și sunt priviți altfel. Uită-te la povești de succes ale fermierilor străini veniți în România. Știi, omul a venit, a cumpărat 30 de hectare, 60 de hectare, nu știu ce, s-a apucat, a venit cu niște John Deere mai vechi și s-a apucat și face agricultură industrială. Așa cum știe el și așa cum făcea la el acasă de zeci de ani. Tino, revin la povestea veche. Nu este normal să avem 50% din populație în agricultură. Nu este normal. Nu pot oamenii aia nu pot supraviețui. Trăiesc prost, mănâncă prost, dorm, adică uitați-vă și voi, uitați-vă, ne întoarcem la imobiliare. Uitați-vă ce case ies la vânzare, câte varză sunt. De ce este așa? Pentru că n-aveau cu ce să le întrețină. Și ne întoarcem la ce a zis bloggerul Băsescu. Satele trebuie rase și țăranii necați ca șobolani. Adică nu, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic, dar despre asta e vorba. Nu sunt zeci de sate care nu-și mai au loc. Hai să v-am mai povestit, am fost la mătușii mea pe lângă Hanovra. Pe lângă Hanovra și... Deci toate zonele astea de pe aici, nu, unde e satul? Deci ceea ce vă dau un exemplu oarecare. Deci ăsta este un sat din Germania. În satul ăsta sunt 2-3 ferme. Terenurile astea din jur sunt lucrate de 3 ferme. Restul oamenilor se suie frumos în mașină sau în autobuz sau în tren și se duc și muncesc la oraș. La fermă sunt 10 e mult, 5 angajați. Pentru că munca se face pe tractor, munca, adică ăla nu pune el să culeagă cartofii cu mâna. Și toate satele astea sunt, deci, făcute brici, iarba tunsă, totul îndreptat pentru că oamenii au bani. Dar tot ce e în jur aici este făcut de câteva ferme. Nu sunt fiecare cu lotișorul lui și fiecare cu lotișorul lui. Pe de altă parte, uitați-vă în, sau oricum, nici nu știu, în multe, eu mă uit pe aici prin jurul Brașovului, în multe din satele astea, nivelul s-a ridicat. Pentru că, probabil că asta chestia după și pe lângă București și pe lângă toate orașele mari. Satele au fost acaparate de oameni care lucrează la oraș. Și a început să fie curățenie, a început să fie apă curentă, a început să fie internet, a început să fie gunoi, a început să fie canalizare. Peste tot. Asta este, adică, astea sunt minimele normalului. Mai văd pozele alea pitorești din Apuseni. Mi-a apărut, nu mai știu ce canal, mi-a apărut un canal ăsta de YouTube. Se pără. Sită în Apusenda. Ce am genul ăsta? Sergiu Ciolan? Nu. Nu mai știu cum se numea. Canalul. Da, niște case din astea părăsite, cred că asta, informații din natură. Niște case din astea părăsite, în mijlocul nicăierului și vai, ce frumos! Vai, ce viață, ce frumos! De ce au plecat oamenii de acolo, dacă e așa de frumos? De ce? Mută-te tu acolo! A, nu vrei? A, bun, taci dracului din gură. V-am mai povestit asta, am fost la un moment dat într-un tur și văzusem, am fost în casa unor oameni, nu mai știu dacă n-a pus în Maramureș, ceva pe undeva, și omul avea în gospodărie un dăsta așa. Și unde e poza aia? Și avea, nu, asta e, da, deci avea un cal din ăsta foarte mare și foarte puternic pentru și a spus omul, e când vine iarna nu mai poți mai scumpa așa, deci trebuie să ies cu calul. Aia e, de-aia nu se duce să stea nimeni în zonele alea, de-aia zonele alea mor, de-aia. Și de-aia, din nou, noi suntem într-o postură minunată. Mână de lucru ieftină, oameni care vor să muncească. Dacă în anii 90 sau chiar în anii 2000, cu 10 ani, trăgeam niște autostrăzi și toate chestiile din jur se angajau la... Se angajau la fabrici, toate satele alea erau vii și sănătoase. V-am mai povestit, deci mi-a tras la muie primarul din Sebeș că mi-a zis că iau două autostrăzi și toată lumea de acolo este, toată lumea de acolo muncește. Toată lumea din jurul Brașovului muncește. V-am mai povestit, e Autoliv, e Preh, e Schaffler, sunt o cărță de fabrici și mai e nevoie de 10.000 de oameni la muncă aici, în Brașov. Sunt fabrici, deci au venit fabrici aici pentru că e frumos, e bine, e ieftin și așa mai departe, În toate zonele s-ar putea face chestia asta, în toate zonele din România. Dar ați încercat să traversați din Brașov în Moldova, pe drumurile alea așa, nu traversezi decât dacă ai nevoie.
nu traversezi decât dacă ai nevoie și așa mai departe. Da, exact. Eu sunt de la țară și majoritatea orășenilor tind să idealizeze viața la țară. Vai, ce frumos e la țară. Păi da, asta sincer știu și eu câtă muncă, că și eu am petrecut verile la țară și am avut bunici și părinți la țară. Știu cât de mult este. Îți faci o casă care nu, dacă o încălzești, nu răsuflă încălzirea pe căldura pe la crăpături, îți asfaltezi un picuț să nu ai noroi, îți faci buda cât de cât în casă ca să nu te duci să-ți înghețe curul, îți iei niște unelte mai bune, îți mecanizezi mare parte din muncă și îți faci viața mai ușoară. Dar nu te poți apuca să faci tu, să cultivi tu tarlale ca pe vremuri. Da, inițial am avut un dăsta de curăța porumb manual. A fost super, bine că mi-a a zis ce-i prostia asta și după care nu mai dătea jos din mână. Și după, deci ăsta fix așa, manual, da. Ăsta era. Să nu mai stai să știți că se curăța de mână, dacă nu știți. Dacă nu știți, vă zic eu. Curățător porumb manual. Na, ăsta e, da, ăsta e. De, văzuți-o undeva, ăsta e. Curățător de porumb manual. Da, băgai asta pe mână și frecai știuletele. Frecai știuletele. Până crăpai. Până crăpai, până scrăpa mâna. Și asta făceai cu 5-6 căruțe de porumb. Și după care i-am luat ăsta și a fost mega așa. Și după care i-am luat din ăla, cum se spune, din ăla automat, electric. Mă rog, înțelegeți voi. Deci era un curățător electric de porumb. Apoi consumă curent. Tata, îți face munca de 10 ori mai repede și practic să mâine timp pentru altceva. La fel, faci chestii. Altă chestie mare pe care a făcut-o este că taică-mi învățase să sudeze și cumpărase niște foi de tablă și făcusem de asta de pus porumbul metalice. Să nu mai intre șoarecii să roadă. Că știți cum era? Deci rodeau șoarecii un sfert. Șoarecii șobolani mai mult, șoarecii smititei. Și făcusem de asta de depozita porumbul, de asta porumbul, poate știți, poate nu știți, să depozitează în butoaie de tablă. Ca să nu ți-l mănânce, că tine, spun că șobolani un sfert din el. În decursul unui an, până ajungi tu să-l consumi. Munca în zadar. Munca în zadar. Nu știi. Acum hai să zicem că fierul e scump, dar pe vremuri fierul era ieftin și tot n-aveau bani să facă chestii din fier sau să toarne niște beton sau să cine știe ce alte chestii. Știi, să cumperi niște stâlpi de fier și să faci din ei ceva. Scump, scump. Scump și într-adevăr, m-am arătat la un moment dat, 300 de lei. Bine, hai să zicem că acum e scump. Ce n-ai bani? Bă, prost browser, bă, nu știu cine l-a făcut așa de prost. Așa arată 300 de lei, copii. Mulți bani pentru cineva care trăiește de azi pe mâine. Mulți bani. Fierul la un gard, 1000 de lei, lejer. Deci l-am un bookmark. Am pus țeavă rotundă de, nu mai știu, de 2. Da? Țeavă rotundă de 2. Și te-ai pus, nu știu, 48 sau 60. 101 de lei bucata de 6 metri. O pui, o tai pe din două, bagi un metru în pământ, rămâne 2 metri în afară. Vrei grosimea mai mare? 3 metri ca să reziste mai mult? 3 mm, pardon, metri. Ia uite-o. Da? 138 de lei. Mi-a trebuit 5 din astea. 5 ori 138, 1000 de lei. Doar la... Bine, nu faci gard în fiecare an sau în fiecare lună, dar trebuie să, din nou, să scoți 1000 de lei o singură, dintr-o dată. Bani pe care, dacă n-ai pensie, dacă n-ai venit, dacă n-ai nu știu ce, nu-s la îndemână. V-ai povestit, am avut la un moment dat când am izolat casa în partea cealaltă, am avut la muncă doi băieți, doi angaj, firma așa, a venit la un moment dat doi băieți care făceau o anumită operațiune, nu mai știu care dintre operațiuni, și erau doi băieți tineri, în jur de 20 de ani. Și povesteau că la un moment dat când mai luau pauză, mai stăteam de vorbă cu ei, stăteau într-un sat de pe lângă și spuneau că îi curtează fetele pentru că au 3000 de lei salariu și e salariu foarte mare în sat, nu stăteau chiar în primul sat de lângă Brașov, în al treilea. Spuneau că e un salariu foarte mare și foarte bun pentru perioada aia și deci inclusiv o gagică a venit după unul dintre ei. A luat autobuz, a venit 3 sate să-l vadă. Când ai 3000 de lei, hai să zicem cheltuiești 2000, dar tot pui 1000 de lei deoparte. Și luna asta și luna viitoare și poți să îți repari acoperișul, îți repari casa, te încuiești, nu știu ce, bla 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 și începe să arate de casă, la casă de oameni. După care îți pui un parchet, hai nu ți-l pui pe ăla cel mai scump, da? Pui un parchet mai bun, după care și tot așa și tot așa. Și începe să arate casă de oameni, începi și tu să te simți mai bine. Eu nu pricep de ce nu se grupează oamenii care fac agricultură în cooperative. Ar munci mai puțin și ar produce mai mult. Vlad avea tata doi veri și au pus mână de la mână la un moment dat și au luat un tractor, un de la, făcut la tractor Brașov. Ca să muncească, să le fie bine, da? Poveste reală, să înțelege. Doi veri, oameni de 50 plus, se certau pe două lucruri. Care să-l parcheze la el în curte, ca să vadă toți vecinii că e bogăție la ei în curte, că iau tractor.
și care face rost de motorină mai ieftină. Și era tot timpul, deci tot timpul le împugeau nevestele ca să parchim tractorul la noi în curte, să... Mă, voi știți, întregi la cap? Nu, dar deci, asta se certa, nu că să-l aduci la mine după ce termin, nu că să-l aduci la mine, nu că a stat la tine săptămâna asta, săptămâna asta stă la mine. Și se duceau și cumpărau tot timpul de la cineva care fura motorină, cumpărau motorină, pusă cu apă, se strica motorul, stăteau să repare, înjurau amândoi și așa mai departe. Și pentru că era o chestie, de asta nu sunt oameni de înțeles, de aia. Românii nu sunt oameni de înțeles, nu sunt oameni care să coopereze. 50 de ani de comunism, 50 de ani de speriat, nu puteai să spui nimic nimănui pentru că nu știai dacă te toarnă la securitate. 50 de ani sunt două generații de trăit în teroare. Nu se șterg cu buretele de azi pe mâine. De asta, uitați-vă și voi, frații Pavel, Dedeman, sunt singuri, sunt puțini care au putut să coopereze pentru că sunt frați. Dar, de obicei, românii nu se asociază tocmai din faze de genul ăsta, că nu se pot înțelege. Nu se pot înțelege și nu pot să... Nu, tot timpul este cineva, fură cineva, lasă că știu eu că mi-a zis mie. Noi avem boala asta de a inventa povești, de a inventa dușmani, de a ne face scenarii tâmpe, niciodată bazate pe realitate. Și după care pornim cu, lasă că chiar așa este, sigur, știu că așa este. Ai vreo dovadă? Nu. Aveam un unchi care se ocupa cu lucrarea la o firmă din asta, care procura chestii pentru a fi puse pe vapor, pentru a fi trimise la arabi. Și făcea asta cu roșiile și cu miei. Și era la modul, primea o sumă, Și un camion și spunea, trebuie să te duci să umpli camion. Unde te duci, treaba ta. Și a renunțat, adică inițial, el începea să se plângă că, bă, e foarte nasol, că e foarte greu, că e nu știu ce. După care patronii l-au crezut, doamne, n-are cum, adică ăsta nu vrea să mai muncească. Și au mers patronii cu el să vadă de ce vrea să renunță la chestia asta. Și după care au renunțat și au închis firma. Povestea el. Deci dacă se ducea într-un sat, se ducea într-un sat și spunea, băi, ți-am nevoie de 200 de kg de roșii. Vorbea cu 10 oameni. Dacă 10 oameni se puneau de acord acum, în secunda asta, să producă 100 de kg de roșii, în 5 secunde, unul dintre ei spunea, nu. Cât ne-am înțeles? Un leu kilu? Nu. Eu vreau un leu 20, că ăștia alți 9 sunt proști, eu sunt mai deștept. Și pe care vreau și al doilea, dacă ăsta vrea 20, eu vreau un leu 30, pentru că roșiile mele sunt mai bune. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și tot așa. Și tot așa. Și tot așa, la fiecare secundă, la fiecare nu știu ce. Și erau, cealaltă discuție era, ai 20 de kg de roșii? Da, bun, adu-mi încoace. Păi nu, că n-am decât 15. Păi de ce ai zis că ai 20? Ei, am zis și eu așa. Ăștia sunt oamenii. Și, din nou, nu crezi chestia asta până nu o vezi. La un moment dat, am mers și eu cu el. Că era vară, era, hai să mergem. Și m-aș pune și pe vorbiu și hai să mergem și noi. Și te uitai cum, din nou, omul era cu bani în mână. Dăm 10 kg de roșii. A, păi nu că n-am. A, nu că vreau mai mulți bani. A, nu că nu știu ce. A, nu că nu l-au de la ăla, că ăla are roșii proaste. A, nu că nu. Băi, dăm 10 kg de roșii, lasă gargara.